sunt chirile de locuit, bucătăria te rău de țesut. Uh-huh. Acest nivel al casei reflectă viața în Agape de când sunt călugărici, adică de la 1803 până astăzi. Însă, coborând scara, ne întoarcem la vremea de odinioară, înainte de 1803, pe când în Agapea erau călugări. Agapea fost un mistere de bărbați de călugări pentru 400 de ani, adică în jur de 1400 până la anul 1803, pe care devine mănăstire de călugărici și acolo vedeți chirea bărânșii a ucenicului care gătea mâncare. Intrați în curte pe acolo, pe jos, în dreapta pivnița, la cădere nou atelierele în care fac copiii. Deci acolo o să vedeți bolăritul, jutăria. Deci sunt mici ateliere în care fac clasele, organizat, da, anunțat de carul didactic. După care o să puteți vedea și cuptorul de arsoale și foișorul, deci acolo în capăt. Thank you.